Sunt Diana Spinciu și sunt trainer de achiziții publice pentru Extreme Training de o grămadă de vreme, cred că am și uitat, și ruanilor. Mă mândresc cu faptul că mi-au trecut prin mână zeci de grupe de participanți. Și recunosc că fac asta cu o plăcere extraordinară. Chiar vorbeam de una zi cu, cu Marian, cu Marian Rujoiu de la Extreme Training și mă întreba ce mă animă, ce mă aduce. Și mi-am adus aminte de faptul că în copilărie, cred că mi-ar fi plăcut să mă fac profesoară, dar mama nu m-a lăsat cu gândul că aș ajunge la țară. Motiv pentru care m-am jucat mult de-a școala, ca să zic așa n-am ajuns să fiu profesoare în adevăratul sens al cuvântului, dar am găsit o formulă să mă bucur de să mă bucur de 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 împărtășirea experiențelor și de dăruirea de care cred că ar trebui să fie animat orice lector, orice Dascăl, e pretențios spus Dascăl pentru mine. Dar în fine, Ideea e că plec de la premisa că, de-a lungul timpului, am, am văzut, cred, multe greșeli, multe greșeli în, în, materie de achiziții, plec de la premisa, de exemplu, că nu există o ofertă perfectă. Motiv pentru care cred că în permanență avem nevoie să, să, ne instruim. Eu la rândul meu recunosc că în momentul ăsta caut cu ardoare chiar de adevărate la un profesor. Un profesor de la drept, un profesor de la se, un profesor de oriunde care să vină și să-mi dea o altă viziune asupra legislației pe care zic că o stăpânesc. O stăpânesc pentru simplu fapt că lucrez zi de zi cu ea. Recunosc că nu trăiesc din, nu trăiesc exclusiv din activitatea asta de trainer în achiziții, ci din consultanță în achiziții. Consultanță pe care o fac atât pe, pentru ofertanți cât și pentru autoritățile contractante. Am, din perspectiva asta, cred că o poziție privilegiată pentru că am văzut bucătărie și bucătăria autorității, am intrat și în bucătăria ofertantului. Știu, probabil, și simt, și înțeleg care sunt vulnerabilitățile pe de o parte, care sunt vulnerabilitățile pe de cealaltă parte. Încerc cumva să, să le îmbin, și în felul acesta să ofer cursul de achiziții alături de Extreme Training. Acum recunosc așa cum am zis că la rândul mi-ar mi plăcea să mă duc să ascult o prelegere a unui profesor, a unui profesor în sensul adevărat al cuvântului de ce? Pentru că trendul este acela de hiperspecializare. Cred că e momentul să trecem de la faza de muzicanți la cea de muzicieni în achiziții publice e momentul la care se va cânta pe note și nu după ureche, știi partitura, știi notele, ai șanse să ajungi să ți se atribuie un contract de achiziție publică. Ești doar talentat și ai cântat la vioară de-a lungul timpului, tinde să nu mai fie suficient. Uh, și am în vedere faptul că, ok, multe lucruri s-au simplificat, să zicem, după apariția noi legi. Uh, probabil că sunt departamente întregi de ofertare uh, care încearcă să disponibilizeze oameni pentru că prezența duaie în uh, achiziții publice în aparență a ușurat munca, Cumva partea mai grea ca de pe cei care întocmesc propunerile tehnice și propunerile financiare, numai că și aici cred că e nevoie de acuratețe mai multă, e nevoie de abordarea riguroasă a, a domeniului. Și când zic asta am în vedere ambele tabere, și tabăra autorităților și tabăra ofertanților. O documentație proastă de achiziție plecată de la o autoritate contractantă va avea efecte pe termen lung. Luați în calcul următorul lucru. ANAPU prin notificările pe care le a tot dat după apariția legii a făcut următoarea precizare. Nu se vor mai verifica Exante toate documentațiile de atribuire. Cu alte cuvinte, putem să postăm pe SEAP orice fel de achiziție ne-ar ne -ar trece prin cap, ea fiind sau nu, pe baza unor criterii verificate de anap. Dar mesajul este următorul: orice achiziție care nu a fost verificată exante va fi, va, va fi verificată ex post, adică va fi verificată în implementare. Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla în momentul în care se va constata că a plecat o documentație conținând erori, conținând omisiuni, conținând, uh, conținând acea partitură cântată după ureche și nu după note în controlul expost. Va fi prea târziu. Prin urmare, invitația este aceea de a ne ține la curent, de a ne ține uh, prezenți uh, în... Uh, în uh, Informațiile despre achiziții publice, de a ne informa permanent cu privire la fiecare detaliu adăugat, astfel încât să nu ajungem în ex post să fim victimele propriilor noastre. Uh, Proprii noastre ignoranțe până la urmă. De asemenea, pentru ofertanți urmează o perioadă foarte grea, pentru că bătălia nu se va mai da în hârtii bătălia nu se va mai da în aspectele formale ale unei uh, oferte. Bătălia se va da exclusiv în ceea ce privește tehnicalități, în ceea ce privește calitate, în ceea ce privește uh, maniera de îndeplinire concretă a unui contract. Uh, Chiar dacă inițial o să trecem printr-o printr etapă, să zicem, intermediară, mai devreme sau mai târziu vom ajunge ca diferența între o ofertă admisibilă și o ofertă respinsă, între o ofertă calitativă și o ofertă mai puțin calitativă, să ne aducă mai aproape de un business cu statul, cum îmi place să spun. Succes!